Adonis, felicitări pentru premiu. Spune-ne, te rog, cum te simți? Mă simt încă super emoționat, nu mă așteptam la treaba asta. A fost o zi lungă pentru că noi ne-am ocupat de toți nominalizații astăzi în salon, machiaj, păr, unghii și așa mai departe. Și efectiv m-am schimbat în ultimele 3 minute și am zis ok, hai să merg, să vedem ce se întâmplă. Și dintr-o dată preferatul meu, fotograful meu preferat, Tibi Clench, mi-a mânat asta și mi s-a părut așa foarte tare. Adică a fost o situație pe care cumva o visam, dar nu mi-o imaginam că o să fie reală. Și mă bucur foarte tare pentru treaba asta. Spune-ne dacă ai un sfat pentru tinerii care își doresc o carieră în industria de beauty. Să facă doar ceea ce le place, când le place și cum le place. Să nu se ia după nimeni, să nu asculte de nimeni, să nu facă ce li se spune. Să facă doar ceea ce cred și cum cred. E cea mai bună soluție în viață. Și o ultimă întrebare, spune-ne, te rog, cum închei anul acesta și ce planuri ai pentru 2024? Cum închei? Închei așa, lucrând. Pentru 2024 să lucrăm și mai mult, să facem cât mai mult frumos în lumea asta și să ne bucurăm de viață.